Miercuri 10 august, începând cu ora 18, credincioșii sunt așteptați la Catedrala Mitropolitană din Târgoviște, unde va fi oficiată slujba vecernii. La ora 19 va avea loc o procesiune a tinerilor în centrul istoric al orașului, iar la ora 20 acatistul Sfântului Nifon. Joi 11 august, atunci când este sărbătorit Sfântul Ierarh în Nifon, credincioșii sunt așteptați la Catedrala Arhiepiscopală și Mitropolitană din Târgoviște de la ora 7. Sfânta liturghie va fi oficiată de înalt preasfințitul Nifon, arhiepiscop și mitropolit al Târgoviștei, care la finalul slujbei va acorda diploma de excelență Sfântul Ierarh Nifon elevilor premianței concursurilor și olimpiadelor naționale. În vechea cetate de scaun a Țării Românești sunt așteptați peste 16.000 de pelerini care se vor putea închina la moștele Sfântului Nifon începând de joi dimineață. Părți din mâna dreaptă a Sfântului Nifon au fost aduse de la Catedrala Mitropolitană din Craiova pe 20 august 2009, iar pe 26 septembrie 2009, în prezența Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, au fost aduse părți din moștele Sfântului Ierarh Nifon de la mănăstirea Dionisiu din Sfântul Munte Atos cu ocazia proclamării locale a canonizării Sfântului Voievod Neagoe Basarab și a lansării oficiale a ediției jubiliare a octoihului lui Macarie. Joi la Târgoviște vor fi prezenți și înalt preasfințitul Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, înalt preasfințitul Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, înalt preasfințitul Vicențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor. Voluntarii filialei județene de Crucea Roșie Dâmbovița vor acorda asistență pelerinilor.